lacrimile. E cântăreț? Da. Dimineața Blană, de la 7 la 10, la Pro FM. Noi mai avem o datorie la tine. Da, avem datorie mare. Eu nu pot să cred că ne jucăm, că mai avem timp să ne jucăm? Păi mai aveam cântărețul secret pe care nu l-am făcut niciodată cu tine. Nu pot să cred, îmi vine să plâng! Și ne-ai certat că nu ne-am jucat cântărețul secret. V-am certat, da, păi când am auzit cât de frumos au ieșit toate live-urile alea, toate trei cântările, parcă v-am iertat. Ne-ai iertat? Era prea frumos, da. E, lasă acum, iertatul, stai să vezi ce ți se întâmplă acum. Cântărețul secret. Ce ai, mă, de când așteptam să mă joc? Ia să vedem dacă recunoști această voce. Când nu recunoști, poți să apelezi la public, da? Mm-hmm. Caută-mă în mare, simte-mă în nisip, caută-mă prin stele, până la răsărit. Caută-mă mare, simte-mă în nisip, caută-mă prin stele, până la răsărit. Nici măcar nu-mi dau seama dacă e fată sau băiat. Nu-ți dai seama dacă e fată sau băiat? E fată, nu? Da. Caută-mă în mare. Puteți să vă și un băiat să se prostească așa. Și e cântăreț? Nu? E cântăreț? Gen... Da. Da, cântă. Da. Caută-mă mare. Caută-mă mare. Și știi ce mai face? Caută-mă prin stele. Până la răsă. Cleopatra Stratan, mă. Nu. Nu? E cântăreț, da, e cântăreață. Și pe lângă cântat mai sună la 112. Din când în când. Degeaba. Anda, da? Degeaba, nu. A, nu, Anda, da, sună la 1-1-1. E pe ora de America. E pe state, da. Deși dacă mă întreb pe mine, ar fi trebuit să fie invers. Și da, să sune cântăreața. A, Andrei Antonescu? Nu știu. Andrei Antonescu. Trebuie să-mi dai răspuns final. Am văzut un titlu aseară, random, la televizor. Ce titlu ai văzut? Că nu știu, hai că nu. Zi-mă, mai știu ce trebuie să facă, sechestrată, nu știu ceva. Dar n-am ce? Intrat să caut. Păi, dar tu ești prietenă cu Andrei Antonescu. Ne cunoaștem. Fost și la ziua ta. Ne cunoaștem, da. Păi și tu vezi titlul despre ea că e sechestrată și nu pui mâna pe telefon să vezi ce face femeia? Dar nici nu cred că am numărul ei, nu suntem gen atât de apropiate. Am văzut un titlu la televizor, la televizor vezi o grămadă de tâmpenii, nu înseamnă neapărat că e totul real. Păi și vrei să-ți dau numărul ei sau? Dar cred că poți da un search pe net, nu? Îi scrie pe Instagram, mamă, ce. Haide o zi, Andrei Antonescu, gata. Andrei Antonescu e răspuns final? Da. Sechestrată sau nu? Nu știu, frate. Caută-mă în mare. Simte-mă în nisip, caută-mă prin stele, până la răsărit. Nu sună, da, foarte sechestrată. Cred că ea e, nu? Simte-mă în nisip, caută-mă prin stele. Andreea Antonescu. Yes! E, Andreea Sechestrescu. Hai să vedem următorul cântăreț secret. Hai. Zice așa. Până crede altă plânge. Când soa mea din nou fuge, dragoste nu am răbdare, până vara viitoare. Pepe! Rău cu rău, dar și rău, rău cu rău, da, rău cu rău, dar și mai rău. E Pepe! E răspuns final? Mamă, deci am crezut că e Randy prima dată când a început. Dar ia auzi, dă-l naicu, răbdare, nu mai iubirea, doar iubirea. Ia cântă-ne puțin de la Pepe ceva. Nu pot să cânt, ca Pepe sau de la Pepe? Ca Pepe. Nu mai iubirea, doar iubirea, îți dă speranțe să trăiești. Nu pot, n-ai cum să cânt. De altul plânge. Te iubesc, Pepe. Când soam eu din nou fuge. Dragoste, nu am răbdare. Am un suflet. Până vara viitoare. Da, ce frumos. Rău cu rău, dar și mai rău. Mor. Să nu știu numele tău. Dragoste, nu am răbdare. Până vara viitoare. Trebuie să fac o variantă cu Pepe la piesă. Pepe. Ăla e răspunsul corect. Bravo! Foarte tare. Ascultă-mă, te rog, îmi dai putere de a mai iubi din nou. Și următorul cântăreț secret sună așa. Te rog, nu mă întreba din
Îmi ascund lacrimile. Stai, Juno, cine dă iertă, măi? Cine este acest cântăreț secret? Yeah. Te rog, nu mă întreba de ce. Asta ești tu. Îmi ascund lacrimile. Atât? Da. Păi cum, atât a cântat? Mhm. Cine să fie? Mai dă-mi o dată. Nu, nu știu dacă mai rezist să mai ascult o dată. Greu. Te rog, nu mă întreba. Uite, cred că s-a și scăpat puțin pe el, că uite la început. Auzi? Se aude. Ia liniște cum se aude. Ia. Te rog, nu mă întreba de ce. Îmi ascult lacrimile. E cântăreț? Da, da. E rapper? Da. E Juno. Juno fiind cine e, dragă? Juno. Iubitul tău? Da, nu e Juno. Păi dacă ar fi iubitul tău, ce ai spune tu că iubitul tău s-a scremut așa? Păi da, m-am gândit că poate l-ați rugat pe el să vă trimit. Ai fi mândră de iubitul tău dacă ar scoate sunetele astea? Nu neapărat, ia, mai dă-mi o dată. Dar nu e Juno. Te rog, nu mă întreba de ce. Îmi ascund lacrimile. Juno! Sau ceva, deci jur. Păi i-am spus să nu spună nimic. N-am știut nimic, dar când am auzit cum o să zici, ce părere ai tu că se screme iubitul tău așa? Că ți-a rămas mesajul acum la cameră. Ți-a faci urât să vezi ce. Și auzi, dar ce părere ai tu că se screme așa? Bună dimineața, Juno. Poți să iei un loc? Mulțumim că te-ai băgat în joaca asta. Vai, mulțumim. La ce urât. Iadul să-l aleg. Aia zi. Ca Pepe? Pepe, da. Ia, ca un ca Pepe. Două ori falsez. Foarte bun, bravo, Joe, ai avut trei răspunsuri corecte din trei. E campion. Da, mi-am dat seama că știu cum se prostește pe acasă și sună din astea. M-am gândit că o să te prinzi de la alea cu te rog, nu mă întreba de ce. Am făcut un pic așa. De ce? Nu, noi vorbim așa tot timpul prin casă. Noi ce vrei să vorbim așa tot timpul? După, nu știu ce și după. Și e normal. Dimineața Blano, de la 7 la 10, la Pro FM.